O fetiță de 2 ani și frățiorul ei de doar 3 luni au fost găsiți de agenții de la patrula de frontieră după ce au fost abandonați pe malul unui râu de către traficanții de migranți. Copila de 2 ani și frățiorul ei mai mic au fost găsiți în tufișuri pe malul râului Rio Grande, Texas, în ceea ce agentul local de patrulare numește o descoperire sfâșietoare. Ofițerii care patrulau în zona care servește ca graniță între Statele Unite și Mexic au observat o culoare neobișnuită pe malul râului. Au oprit barca și au descoperit pe iarbă 2 copii. În ciuda eforturilor administrației președintelui Joe Biden de a deschide granițele pentru a oferi azil politic și de a împiedica migranții să rămână în Mexic, părinții continuă să riște viața copiilor lor și îi trimit singuri peste granița de sud-vest a regiunii SUA-Mexic. Într-o postare de pe Facebook de la agenția de patrulare privind abandonul copiilor, multe persoane au descris întâmplarea ca fiind un act de disperare.